bună seara, Roxanne! Bună seara! Conform anunțului pe care l-am făcut toată ziua și conform piesei pe care tocmai ați auzit-o, Roxanne se află în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix! Hey! Bine te-am găsit, bine ai venit la bine noi în studio! Bine v-am găsit! Cred că ești pentru prima dată seara la Kiss FM, nu? Cred că da! Ai tot fost chiar ziua la concerte, dar și... seara e prima oară. Da, ironic, am băut cafea din nou și m-am trezit tot înainte de radio. Când ai auzit ultima dată ce-ți cântă dragostea la radio, în afară de acum? Ai mai auzit-o recent pe undeva? Acum două ore. Ți-a mai sunat pe undeva? Am mai auzit-o prin mall. În ultimul timp la radio am auzit Inima nu fi de piatră. Da, da, se aude practic tot timpul. Și ce-ți cântă dragostea, mai primesc mesaje, că uite iarăși te aud piesa la radio. Noi te știm oricum dintr-o mulțime de hituri, atât de multe încât nici noi nu le mai știm. Mereu ne uităm să facem așa o recapitulare în soft, să vedem ce piesă ai avut. Spune-mi, piesa cu Sicko Toi, You Don't Love Me, piesa cu Randy, Dincolo de Marte, pe care ai cântat-o aici la Foarte Bună Dimineața în matinal, piesa din momentul de față, Inima nu fi de piatră, plus piesa de la Eurovision de anul trecut, Amnesia. Te întrebăm puțin mai colo de piesă. Și cine știe câte mai sunt. Tare rău. Stai că voiam să mă uit acum, dacă tot am zis de ce cântă dragostea, voiam să mă uit când a fost lansată, că habar n-am. Doar 2 ani? A fost, că da. 2 ani, nu vine să cred. Da, o artistă completă ce să mai, o grămadă de videoclipuri. Am văzut că este semnată și pe afară mai nou, inclusiv piesa de astăzi, UFO, cu care a venit la noi, este semnată la Warner Music în Polonia. Da, bine. E, nu știu, pentru mine e foarte tare că se întâmplă asta, chiar e o onoare și sunt foarte recunoscătoare. Adevărul e că îmi place foarte mult UFO și îmi doresc să meargă cât mai sus. Și, sincer, din câte am văzut, părerile oamenilor sunt chiar bune, le place piesa, asta e important. Da, sună foarte bine, ai foarte multe comentarii pe YouTube, da. Foarte multe comentarii pozitive. Hai să ne spui tu mai întâi despre piesa asta, UFO. Piesa asta, deci, UFO a făcut parte din cele 5 piese care erau propuse pentru selecția națională de anul trecut, pentru Eurovision. Ok. Așa, a fost aleasă Amnesia, dar n-am... UFO ne plăcea foarte mult și am zis că o să îi dăm momentul ei de glorie și am lansat-o abia acum, după... A trecut ceva timp de când am înregistrat-o. Oamenii o așteptau. Oamenii o așteptau pentru că s-a făcut și publică, adică a fost publică piesa, cu numele piesei, nu piesa așa. Okay. Și oamenii erau curioși și atunci am profitat și de asta și le-am arătat-o. Și le place, asta contează. Da, și nouă ne place, este foarte mișto, de aceea te-am chemat în seara asta aici. Judecând după piesa cu Randy, Dincolo de Marte, în care Randy te aduce pe pământ prin niște aparate, un videoclip SF foarte mișto, și combinând cu piesa de astăzi, ești cumva extraterestru tu? Da, sunt extraterestru. Asta e filmul meu încă de când am început. Adică logo-ul meu a fost cu extraterestru. Sunt eu, să zicem, puțin în zona asta de foarte mult timp. Îmi plac extraterestri, sunt fascinată. Ai vrea să te întâlnești cu unul? Aș vrea să mă răpească, să mă ducă departe. Așa. Oricum, în ghilimele, așa, metaforic vorbind, ești extraterestru pentru că ai un stil aparte, cânti foarte mișto și ai timbrul ăla special. Mulțumesc, chiar mă regăsesc, sincer, și mă reprezintă foarte mult de asta, conceptul ăsta cu extraterestru. Am avut odată o idee așa să merg gen sirenă, dar nu, nu sunt sirenă. E mai bine out of space? Sau cum citeam un coment pe YouTube sub piesa UFO, Roxanne returning to planet Earth to save the music industry. Mamă, cât de tare! Foarte mișto, mi-a plăcut comentul ăsta. Bun, eu zic că e momentul să ascultăm piesa de astăzi. Am făcut curioși pe ascultătorii Kiss FM. Avem pregătit aici Roxanne, UFO, în traducere OZN, nu? Căutați-o și pe YouTube, are un lyric video care arată foarte mișto. E fix în ideea asta de extraterestri, de UFO, cu verdele ăsta, așa, e mulțumesc foarte nice. Mulțumesc că vă place. Da, e foarte mișto. Îi dăm play chiar acum și sloganul pieselor de la Kiss Kiss in the Mix, boxele la maxim! Ciao bella, no, it ain't working. I set my eyes on higher ground. Can't keep this up, disconnecting. Time to turn the engine around. Oh, knock, 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 knocking at my door. Just go, leave me alone. You need to know, I'm not your baby, I'm a UFO. Not like
all the stars. I'm not sorry, I just wanna have my space. Oh, knock, 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 knocking at my door. I can't hear you, oh, adio, adio. Boom, 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 blowing up my phone. Oh, na, 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 na. You need to know. Like the other ones you used to know. Just leave me and my crazy dreams alone. I'm not your baby, I'm a UFO. Piesa în premieră la Kiss FM, la Kiss Christina Mix, Roxanne, UFO. Ne-a plăcut foarte mult, am făcut și story-uri, le găsiți, da, și pe Roxanne și pe Kiss FM România. România. Da, noi suntem, adică eu cel puțin toți ZN, sigur. Deci, mi se adresează mesajul. Hai, mă bucur mult. Chiar sună foarte bine, ne place piesa. De party, așa, cu o energie foarte mișto piesa. Păi, e da, nice. Câtă tristețe, să da. Ne simțim bine, să fim fericiți. Exact. Văd acolo la muzică Tea Miculescu, foarte cunoscută. Da. Aki, un vechi prieten, un foarte bun producător, sună bine, da, exact în stilul lui. Aprob, este minunat, am lucrat foarte ușor cu el, chiar e foarte, foarte talentat și Tea, pe orice creează Tea, e magie, adică nici n-am ce să comentez. Ce piesă ai acum în pregătire sau ce piesă? Poți să ne dezvolui vreo colaborare sau vreo viitoare piesă? Urmează să lansez o piesă, se numește Te caut printre stele, o știți deja pentru că am cântat-o pe TikTok. Aha, bun, foarte așa. Tare. Rămâi în același film, cu extraterestri, și... cu stelele, cu... Da, sunt stele, nu prea mai e neapărat vibe-ul ăsta de extraterestri. E mai romantică, dar nu? Da, e mai romantică. Îmi place foarte mult, o să lucrez împreună cu Turcu și Chopin. Oh, bun, bun. Și... Am găsit pe YouTube, știu, în momentul ăsta. Sunt foarte entuziasmată pentru că este o piesă care e scrisă de mine. Oho, bun, foarte tare. Și da, de-abia aștept să... Hai să te întrebăm, pentru că n-aveam cum să scăpăm de subiectul ăsta, e subiectul momentului. Din experiența ta de la Eurovision de anul trecut, ce îi sfătuiești pe cei 10 finaliști care există în momentul de față, dintre care pe 5 martie va fi ales unul singur? Îi sfătuiesc să profite de moment, să se simtă bine și just have fun. Adică e foarte important să ai o energie bună și să te simți bine. Adică oricum, sincer... Dacă ești stresat în tot timpul, rezultatul, și dacă e bun și dacă e rău, e tot munca ta. Da. Adică, până la urmă, just go for it, pentru că dacă you go for it, ai și încredere, confidence, toate astea care chiar contează și se văd pe scenă și le transmiți mai departe și oamenii rezonează. Adică e totul despre tine, despre voi. Să fie relaxați. Exact, să fie relaxați. Foarte frumos mesajul. Am avut o mare parte dintre ei aici invitați, chiar dintre finaliști. L-am avut și pe Urs cu piesa Yamame și pe Ador. Alex Parker cu Bastien, cu piesa lor All This Love. L-am mai avut și pe Vizi cu piesa Sparrow. Deci din 42 cât au fost, 3 au trecut pe la Lepistro, exact. O mare majoritate, adică... Nu, am vrut să zic, o mare parte dintre piesele bune. Da. Acum nu sunt toate bune, hai să fim sinceri. Restul de 39, așa. 3 piese bune am avut, sigur. Care e preferata ta dintre cele 10? Îmi place foarte mult Urs și Dora Gaitanovici. Ok, și nouă ne place, da. Urs, știam piesa. Pe Dora trebuie să recunosc că eu am descoperit-o mai devreme când discutam noi și, băi, sună foarte bine, să vedem. Da, este foarte talentată. Cine zici că o să câștige? Cine din România? Cine o să plece? Habar n-am. N-ai așa un feeling? Nu știu, sper să plece cel mai bun.
Și să ne reprezinte cum trebuie, exact. să facă o figură frumoasă, cum da. E vorba aia. Ok, să fie cu baftă. Sunt multe piese. Dintre cele 10 sunt multe piese bune. Să vedem acum ce se întâmplă. 6 sunt bune, după părerea mea. 3 foarte bune, 2 bestiale și una cea mai tare, dar nu pot să zic eu. Da. O să vedem. Fiecare om și-a făcut un clasament al lui. Deci pe data de 5 aflăm. Da, pe 5. Plec. Ok. Ai mai vrea să participi? Nu știu, anii următori? Te mai duce? N-am de unde să știu, poate cândva. Trebuie să dar... te hotărăști bine, să te gândești, nu? Da. Acum că ai trecut prin toată experiența, toată nebunia aia de atunci. E o experiență foarte frumoasă, chiar este o experiență foarte frumoasă. Și cine știe, adică pentru mine a fost oricum ceva nou și a fost rampa mea de lansare și na. Păi da, a fost pentru că uite, o mulțime de piese și toate sunt hituri, tot ce lansezi tu e hit, sună și foarte mulțumesc bine. Mulțumesc echipei mele pentru asta. Bun, și noi îți mulțumim foarte mult pentru prezența din seara asta, a fost agreabilă și o voce foarte bună și o piesă foarte interesantă. Noi o să o punem la party-uri, îți promitem că o să mixăm și seara la Kiss Kiss Dynamic și la petreceri pentru care acel sound, acel vibe de party. Mulțumim, Roxanne, invitată la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamic. Seară faină să ai! Seară minunată!